Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plata sumei de 4.823 de lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport, personal didactic și auxiliar a vremului mai 2018. Inițiator, domnul primar din Municipiul. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de aprobare al comunității, în altă sfințitului Ioachim, al episcopul Romanul și Bacău. Inițiator, primarul comunului Municipiul, domnul Municipiul. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Herediu, domnul general în rezervă, doctor Apostol Vasile Genică, inițiator, prietenul Nicu Ciprian. Și probleme. Este de acord? Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine s-a dus? Așa. Începem cu primul proiect. Omul, proiect de hotărâre privind aprobarea pentru plata sumei de 4.823 de lei. Discuții? Cine este pentru? Nu? Nu? Doamne. Potrivit, abține? Trei abține de cele care le-au spus. Proiect de hotărâre privind la plata. Pentru cum am vorbit. Acordăm două titluri cetățean de onoare, nu-i costă nimic, sunt oameni care au făcut onoare și cinste. Atât domnul general Apostol cât și nabia acestui Ioachim a fost alături de noi. Cel puțin domnul general s-a implicat foarte mult, chiar nu pot să spun că din monografia Comunei Bosănești, de foarte multe ori menționat Comuna Chiregiu și chiar și-a declarat sprijinul în vederea editării unui monografic și a Comunei Chiregiu. Sunt, de câte știu, sunt mai mulți comuni care își doresc acest lucru. Știu că și tu erai interesat. La Brătila sunt un număr de, nu știu, câțiva fii ai satului la care lucrează un profesorul Dovleag. Aici la Hedegiu și eu am câteva date, chiar suficient pot să spun, adunate și cred că, nu știu, la un moment dat o să ne întâlnim cu toții și o să punem totul într-o singură carte, mai rog de pacificare pe cerurile noastre. Că nu... Da? De ce m-am gândit atât domnul general cât și domnul, cât și domnul profesor Ioachim să le mânăm în cetățean de onoare? Inițial am vrut să invităm aici un altul, nu avea cum să ajungă pentru că are probleme să încărcat. Pe domnul general ar fi venit, dar m-am gândit că mai întâi îl acordăm în ședința noastră de Consiliu Local și apoi o să găsim poate un moment prietnic sau dacă nu, eu știu, cred că o să trag o fugă la Roma într-una din zile, este domnul care vine pe două săptămâni pentru a-i mâna aceea diplomul de onoare, spun eu, că practic în asta constă, din câte știu, e în cetățean de onoare, am mai multe comuni din zona noastră, din zona episcopiei. Dacă vreți, pot să faceți și motivarea, pe scurt, una de motive. Menirea titlului cetățean de onoare în comunitatea Hedegiu este aceea de a-i descoperi, de a-i pune în valoare și de a le aporta recunoaștere tuturor acelora care și-au pus amprenta asupra dezvoltării comunei Hedegiu și a imaginii acestuia. În apele Sfântului Ioachim Băcăuanu, la Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, prin întreaga activitate desfășurată pentru care i-au fost conferite de premii și distinții, domnia sa a contribuit la realizarea unei imagini deosebite a comunei Hedegiu. De aceea, pentru titlul de cetățean de onoare, motivez acordarea titlului de cetățean de onoare la domnul general rezervă dr. Apostol Vasile Genică, ca simt de mare prețuire și atât de recunoștință pentru contribuție deosebită la dezvoltarea economico-socială a comunei, reprezentării acesteia cu apreciere excepțională și este promotorul activităților culturale educative în rândul elevilor și directorului din Comuna Hedegiu și pentru delungata carieră militară. Are meritul de a participa la scrierea monografiei Comunei Vecini cu foarte multe referiri și mărturii referitoare și la Comuna noastră Hedegiu. Prin merite personale a contribuit la imaginea Comunei și a aportat sprijinul autorităților administrației publice locale. Vreau să vă spun că e o plăcere să stai de vorbă cu domnul general. N-am avut câteva experiențe de acest gen și chiar mă gândeam, dacă și în partea dumneavoastră mai vin câteva solicitări, să folosim pe cât posibil acel centru de zi la Brătila,
Noi avem o sală care chiar merită, chiar mă anunțaseră Părintele Protopop, cred că era Bătrânul Papa, nu știu când am văzut-o, că ar dori să țină un cerc pastoral la Protopopiatului Onești, la noi, la centru, pe undeva peste 200, dacă nu mă înșel, înainte de 10 iulie. Am fost de acord, chiar mi-a făcea plăcere să vină 60-70 de preoți, poate și dintre noi cum putea fi prezenți acolo, dar și alte activități, nu neapărat bisericești, eu știu, politici, întâlniri și nu numai, culturale, educative. E păcat de acea zonă, chiar frumoasă, cum am mai spus-o mereu, sunt cu amar, că e la capătul comunii, din punct de vedere. Că dacă a fi fost în centru, ar fi fost și mai bine, pentru că e zona cu cel mai mult spațiu verde în jurul clădirii. S-ar putea acolo chiar și un teren de fotbal, de mini-fotbal, vedem ce cu bugetul din anul care vine, eu l-aș susține. Chiar dacă e un pic peste mână pe amdele între Bucești și Regiu, dar se poate ajunge că e drumul destul de bun. Da, dacă aveți dumneavoastră discuții pe tema celor două decenări de titlul de onoare, unul cine este pentru, împotriva, abținere, nu sunt. V-am făcut treaba. Domnul Curente, aș vrea să încep eu. După cum știți, eu anticipam și vreau astăzi să vorbim la ce parte înseamnă cu câteva luni în urmă. Am ajuns în situația de a nu mai putea fi primiți în rampa de colectare a deșeurilor menajere din Bacău. Ecosud, cea care a câștigat citația, nu ne primește pentru că nu suntem licențiați ANRSC. Noi, din 2007, avem un compartiment de salubritate, nu un serviciu, care a funcționat destul de bine, spun eu, până mai ieri. Nu putem să ne licențiem. De ce? Inițial am fost să vă chemați luna trecută pentru a avea o discuție și să vedem de unde pornim. Am considerat că nu avea rost să vă pun pe drum, sunt convins că împărtășit aceste idei ca și mine. Am tot analizat, am tot calculat, am tot socotit în tot felul și nu cred că ne putem permite, la nivel de comuna Hilegiu, înființarea unui serviciu. Și aici vorbesc strict, numai financiar. Pentru că sufletește, mâine l-aș face, sincer vă spun. Financiar nu ne putem permite. Ca să putem obține licența de RSC, ar trebui să avem un serviciu fie în subordinea Consiliului Local cu personalitate juridică, fie o societate comercială sau o societate pe acțiuni. Indiferent ce ar fi, necesită minim 5-6 angajați. Oameni pe care să-i plătim exclusiv din banii încasați, iar atunci când, și sunt convins că nu vor reuși să încasăm banii suficient să ne putem desfășura, numai 6 angajați, dacă ar fi și cu dar minim pe economie, înseamnă 12.000 de lei pe lună. Nu mai vorbesc de combustibil, numai 5 și alte cele. Ar trebui noi primăria să venim cu un sprijin, așa cum vine primăria de la Onești, sau cum vine primăria de la Bacău, acolo ne sunt servicii, dar vorbesc la alt nivel. Noi, din bugetul pe care îl avem, și știți, dumneavoastră, și cheltuielea nostru local, e undeva în jurul 700.000 de lei, 7 miliarde de lei, nu cred că ne putem permite înființarea acestui serviciu. Am tot avut o serie de discuții cu domnul director de executiv Bogdan Seto, încă căutăm soluții, am discutat, dar chiar am avut o vizita celor de RSC destul de neplăcută, un control, a plecat acum un sfert de oră de aici, am discutat și la minister, am discutat și la Ecosud, gândind că poate reușim să căpătăm măcar o înțelegere pe o perioadă scurtă, știu, o lună, două, trei, pentru că orice am face, fie că delegăm serviciu, fie că înființăm un serviciu, înseamnă zile și timp. Undeva la 60 de zile minim. Pentru că dacă înființez serviciu, o hotărâre de Consiliul Local, scos postul la concurs, preaviz la primărie pentru care lucrează și multe alte lucruri. La serviciu întreb, administrator, casier, contabil, angajați, manipulanți și multe alte. Nu știu, pentru că sunt genul într-o situație foarte nasoală. Eu găseam și am găsit soluția. Le-am spus și dânșilor în zinămărate din această întâlnire, nu împărtășesc la fel ca mine. Din momentul acum să ne mai pun un pic la punct și nu am fost oleacă mai răsnecuți în perioada din urmă, nu prea am aprobat ce-o vrădânșe. Eu aș fi delegat serviciu, așa cum au știut în comune, să vină să ne ia cu noi, noi să ne plătim lor, îmi găseam înțelegere, dar până când îl delegam sau până când îmi țeam un serviciu, să ne dea voie și acceptă rampa de cumpără. Nici nu pot rău de acest lucru.
Nici nu vor să ne primească în rampă, nici nu vor să delegăm serviciul prin ADIS, pentru că invocă acel master plan din fonduri europene, că nu mai pot primi o altă comună. Cu toate că 1.34 mi-ar da dreptate valoarea, până la 10% din valoarea contractului, ar putea să ne primească și pe noi, și mai ales noi valorăm undeva sub 1% din valoarea contractului de Legio. Nu știu, nu suntem nici în căruță, nici în telecuță, e o vorbă. Voi vedea. Sper cât mai repede, sunt una care vine în 2 săptămâni să o rezolvăm. Avantajul nostru e când frig afară și noi la țară fiind, oamenii s-au mai descurcat. Așa de aici, pare că acolo nu știu, nu știu. Curios și sunt chiar, pot să mă declar mulțumit aici, că oamenii au înțeles. În mare parte n-am avut presiuni ca la lucrurile. La fel, m-au sunat câțiva, au înțeles, le-am explicat, am fost prin public cu câțiva cei care sunt de opinie. M-a spus, nu știu ce să fac, dacă facem serviciu, nu ne permitem. Mai ales că dacă aveam mașina, dacă îmi plac lucrul ăsta cu 5 ani, aveam curajul să mă bag. Dar azi cu mașini de 12 ani, cum avem noi și care am băgat și alții noi am trecut mai în reparații, nu am curajul. Domnul Sietu veniseră cu o idee să-mi cumpărăm o mașină, că primăria s-a ascult, au avut prin fondul european, la în 2012, cred, o mașină pe care nu mai folosesc vreo 2 ani, că ei sunt membri în... Dar... Da, în master plan, cu Soma, nu știu care. Nu cu Adis, cu Soma, că e dacă nu mașină sunt. Da, doamne, cred că pleacă la 50.000 de euro, mă gândesc. Asta înseamnă să-ți facem 2 miliarde din bugetul primării, acum să luăm o mașină și asta nu se aduce peste un an sau doi, nu ne bag iasul la cu asta, înțeles chiar un motiv să ne... Pentru că am rămas singuri, suntem singuri la comunitățul Bacău, care ne-am descurcat până acum singuri. E adevărat, am funcționat ilegal, că nu puteam să fim autorizați și licențiați la RSC. Avem la mediu, avem la centru de transport, dar la Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare nu avem. Și nici putem obține decât numai așa. În situația asta mai sunt și câteva orașe, vorba de Târgu Ocna, Comănești și Tânii Moldova. Dar vorbim de un alt buget, nici ei nu sunt primiți, nici ei n-au servicii licențiate. Am zis că dacă unul a licențiat, dar nu are mașini cu licența respectivă. Nu știu care e situația lor, că am zis că primar are cu la Comănești, e altceva, nu s-au înțeles vis-a-vis de preț. Că așa nu primește la lor. Dar era o zonă, cred că poți să le transfere, o lună, două, pe jur, problema, poate nu da de acolo. Dar să zic că am înțeles că e și mai mare dezastru ca la noi. Nu știu exact în ce situație sunt. Am discutat cu domnul primar Baciu. Nu știu ce pe vorba și fiecare. Eu nu sunt o sumedenie de agresie. N-am primit răspuns nici la ADIS, nici la Minister de Nicăieri. Dar sunt nicovita pe mare. Da, de o curățată. De o curățată. Da, nu știu, vom vedea. M-a spus, eu am optat spre delegarea serviciului și să fim la mâna ADIS-ului. Practic suntem și membri acolo și nu avem ieșire. Asta pentru că nu ne permitem înființarea unui serviciu. Cu toate că eu am fost acționat în cipaje, m-am ținut că pot să duc și am păstrat serviciul nostru, compartimentul de sănătate. Astăzi e clar că ne este tot de greu să mai menținem situația de fapt. Am mai duce-o, dar nu putem să înființăm și nu putem să licențiem. Pentru că dacă licențiem, trebuie să angajez 7 oameni, iar eu pe care să nu am chipătit. Plus mașini de reținut, plus că întrebesc din 2 mașini. Hai că am rezolvat-o, am închiria o mașină, dar mașinile pe care aveam putea să le închiriem și care eu credeam că pot să le închiriez ceea de la Berzuș și ceea de la Sădureni, nu corespund. Mă scovolam pe dreapta și nu primim licență pe mașini, punam pe dreapta. Cel de la Berzuș ține scrisă pe comun. Nici mai primim acolo la pistune. Da. Nu știu, despre așa stau lucrurile, am ținut să vă anunț dacă nu știu, săptămâna care vine, 200.000, putem vedea de unde plecăm, dacă e nevoie de hotărâre în sensul ăsta pentru delegare, dacă e hotărâre pentru înființare, o să vă chem la o extraordinară, știu, la începutul lunii iulie, vedem de pornim și ce facem. Până atunci, uite, au trecut 3, cred că 3 săptămână, noroc că vremea trebuie și aici afară și nu... Noi suntem membri acolo, cotizăm totul în regulă. Da, da, deci pentru asta nu să vedeți, mă, când ia, asta e spus. E corect, trebuie să îndeplinim niște condiții. Da. Așa, o să încercăm, dar ce vreau eu, să fim foarte atenți și dacă putem trage maxim, să putem discuta un preț real, pentru că
Ei vor veni cu un preț la situații de criză care să-l acceptăm și atunci... Deci nu-i dacă nu-i face treaba, am foi întregi cu calculi, cu socotele... Deja suntem constrânși înspre acolo. Bun. Nu suntem singuri, nu suntem primi, suntem cei din urmă, deci... Să fim înțeles, dar trebuie să... Eu credeți că aveam impresia că doar lui îi bag costul așa. Nu, spunea domnul Panțărul, pe care se cer astăzi, că întreaga țară au servicii dintre astea publice locale, finanțate, s-au delegat serviciile cam peste tot. El spunea că nu înțeles de ce au... Și cred că asta e și explicația. De ce au acceptat ADIS-ul acum 3-4 ani de zile? Câteva excepții. Elegiul și celălalt 3 ore. Și dacă n-ar fi acceptat, n-ar fi fost situația asta. Astăzi, intram toți în același val, mergeam cu toții într-o aceeași direcție. Până la urmă, știți cum e în toată lumea asta, orice serviciu trebuie plătit și nu se poate fără. Dacă oamenii vin la noi și încă mai încerc să se sustragă, că nu fac cu noi, că eu nu există, nu cred că există familie în comuna Ghiriciu care să nu producă cu noi menajeri. Nu există. Mai ales da, sunt supărat. Cel mai corect ar fi să plătească atât cât faci. Aici e problema. Cei care plătesc în avans, și aici vorbesc de Brătila, pentru că Brătila cred că sunt cei mai buni platnici din comună și totdeauna am avut cazuri fericite, spun eu, care și-au plătit în avans atât cu noi, cât și celălalt cheltuie taxe, amenzi și cu o să găsim o soluție prin care să-i scutim. La iulie, de exemplu, și vor fi în anul 2019 o lună plus. Găsim, da, da, da. O să venim în sprijinul nostru, așa să spun, bă, două, trei persoane. De fapt, am înțeles oamenii că nu-i vina noastră, că eu mă duc și mă strâng mâini, dar știți ce se întâmplă? Că mie nu-mi e greu. Eu am o rampă aici la Helegiu, în... În fața m-a fost CAP, dar ei abia așteaptă. Deja m-au sunat de două gavare de medii. Dacă eu mâine strâng două mașini cu noi din comun și le-am depusat acolo, eu pot, mi-am 200 milioane de amendă. Nu știu dacă îmi permit, la 300 milioane de minimum, nu știu dacă îmi permit, dar și noi ia ATO, ia primarul Ciprianina, că e administratorul comunii și e și mai gravă situația. Asta și așteaptă, să strângem noi și să depozităm așa în regulă. Eu zic că o rezolvăm, dar v-am spus, sunt la butoanie, cum a zis Mădărina, știu că suntem disperați și încearcă să ne... Adică ei unii pot să ne atace pe noi, la numărul de persoane. Aici e problema. Aici, pentru că eu am susținut și susțin în continuare că în comuna Ilegeu astăzi nu avem mai mult de 2.000-3.000 de oameni, garantat, vorbesc de persoane reale și stabile în comună. Restul sunt până la 6.000 sau 6.600 de avenuri conform legezământului, pleacă, vin sau care stau în afară de ani și nu au venit deloc. Eu știu familii în comuna noastră care sunt plecate în Anglia, în nu știu unde, în Germania, nu au venit ani buni acasă. Dar la legezământ au fost trecuți ca și cetățenii, că sunt cetățenii români cu domiciliu în comuna Ghiriciu. Dar sunt destul de mulți. Plus, nu mai vorbesc cei care pleacă și undu-te vin un continuu în perioada primăvară, vară, toamnă, cei care au contracte. Pe la Drăgugești, un singur lucru ăsta, cel puțin 600 de oameni pleacă în fiecare primăvară, îi duce tivișul și mai știu care la AFI, studenții. Da, studenții, elevii, nu știu, sunt... Eu m-aș trage cât aș putea. Dacă am merge pe undeva pe 3.000, spun 3.500, cel mai rău caz real de plată, undeva la 4 lei către taxa de salubritate, am ieșit sub costurile pe care avem astăzi, cu compartimentul care îl avem. De ce? Pentru acolo, matematic și clar, 4.000 de oameni, să spunem, ori 4 lei, 160 mai pe lună. Ori 12 luni, sunt undeva la 2 miliarde pe an, ce ar trebui să dăm noi către ADIS. Dacă calculăm întreținerea mașinii, motorină, plus gunoiul pe care îl plătim către rampă, că e 90 de lei tona, atenție, deci acum pe Ecosud, la stație de transfer Onești, noi dacă aveam serviciu astăzi și duceam gunoi, ne plăteam 90 de lei tona de gunoi. De la 24 de lei, deci foarte mic. Și am zis că în trecut n-a aprobat regulamentul ăsta și valoarea respectivă. Dar nu se ține cont, pentru că tot noi am aprobat acum 3 ani în urmă, că forul decisiv e APA și înțelegeți? Dacă din 60 de comuni 50 au fost de acord, mai puțin contează părerea ENG-ului. Iar 90 de lei pe lună la 5 toni mașina cât avem noi în medie o singură zi, de 5 ori pe săptămână, bineînțeles că dădeam undeva la 45 de milioane, deci numai cu noi. Deci cred că depășim
cheltuiala, pe asta m-am și legat, depășind cheltuiala de astăzi, cu ce am fi plătit... E serviciu propriu, faci de serviciu plus? Da, da. E limitea unei mașini, de 100 de milioane nu vine, dar o știți cu toții. E două jurnii mai mult cauciuc. Iar cauciucul îl disparge pe atul ăsta, nu când îi vrea să disparge, cred că și lunarii îmi schimba cauciucuri. Pentru că în rampa aceea, în celul la unul, era dezastru. Deci nu se putea. Intra acolo și acolo trăgea cu dozerul la anul trecut am smuls, s-o smuls, nu știu ce să vă spun, și-a de pe spate, pe lângă de la mașină, cum îi spune. Cardan. Cardan, așa, cu tot cutii, cu tot cu... M-a costat vreo 30 de milioane. Da, așa, spuneam tot. Da, mă, și cu totul din ea, n-am mai, o tras. Era plină și în spate și acolo moale. Acum îi spun, îi vorbesc de investiții și vorbim noi aici și asta e, mi-o asum. Nu sunt. Au dat numai celul la 2, dar era aceeași condiții. Numai că la început aveau adus câteva zeci de mașini și încă nu s-au... Tot la fi în grămadă, nu sunt sortate, nu nimic. Ne vorbim de viitor, de... Dar nu e nicio diferență. Eu n-am înțeles-o pe asta. Deci, adică toată lumea zice, facem selectare, nu știu ce. Până în 2020 noi... Mai și plătim să ducem acolo. Da. 90 de tona, să duci unii. Uniunea Europeană așa zice, până în 2020, 50% din gunoi din țară trebuie să faci selectiv. În 2020. Da, mai sunt 2 ani. Vorbeam cu domnul Panțelu acum, dar ce să luăm să luăm să luăm? Un caz ferice la Bacău, că din liderul aveți o celulă 2 și o groapă de gunoi autorizată și încizată de noi la care duceți. Corică ce-ți dea valma, că nu sortate, înțelegem. Dar la Neamț, celula de la Girov, nici acum, după 4 ani de zile, nu e licitată și nu a câștigat nimeni licitația. Deci au fost licitați de 3-4 ori, contestații, nebunii și au înființat la nivel de Consiliul Județean, un serviciu județean care strânge, depozitează așa cum depozitează. Ce să vă spun? Nu am dat 100 de milioane, de 10 ori, suntem licențiați. Au câștigat în instanță, sigur, că noi am făcut adresele 3 termeni pe care i-am înștiințat, nu putem să facem în sânție, înființăm serviciu. Dar sunt, cred că, presiuni de oameni. Mi-au spus, până la ce o face, trebuie de oameni de 10 mili de inimii pe atracat. Până la ce o face, nu-ți v-am venit. Da, ce sunt eu? Nu, ce sunt eu? Am vrut până la ce o cuceartă. Nu vreau să se păcite. Noi vreau unul la Bacău, cu mașina din noștri, l-au lăsat în față la Adis acolo. O să-mi iau oameni din Anglia Vordin Punct și cred acasă. Chem o televiziune sau cu fotografii. Dar poate nu poți nici cu scandal, nici cu... Săptămâna asta nu am niciun răspuns. Vă citesc adrese din pe 18 sau de pe 17, promisii că de adrese, consulii... Da, primar, să facem în așa fel încât... Nici măcar nu mă răspund, nu așa telefon mă răspund. Să plătim pe tomberon, da? Domnul, nu pe kilogram. Ai luat la numărul 700, cel care face colectarea, da? Șoferul, da? Ai luat un tomberon. Domnule, luna ianuarie, un tomberon. Două. Nu ți-ar ce așa ceva. Nu-ți păi și atunci e corect, deci bă, plătesc exact cât... Tot regulamentul de... Ce serviciu îmi faci? Tu nu faci niciun serviciu, deci pur și simplu, dacă eu sunt plecat din țară, da? Nu eu. Dreastră, oricare altul, da? Ești plecat din țară, 6 luni. Deci nu beneficiezi serviciul tău. Mă obligi să-mi plătesc? Da, ei spun așa. Mă obligi să-mi plătesc? Regulamentul de funcționare... Regulamentul de funcționare și organizarea ADIS-ului este aprobat inclusiv de noi. Cu ani buni în urmă, atunci când s-a înființat în 2012-2011, și prevede clar. Eu am spus, am vrut să-i amenit, dar de fapt eu am fost în neștiință, așa să spun. Că mă retrag în ADIS și după îi face citație singur. Foarte bine, mă retrag, zice probleme, dar unde ziceți gunoiul? Firma care are, dar dumneavoastră nu are voie să depoziteze în altă parte, pentru că celula 2 și roca din noi este stabilizarea ADIS-ului. Deci nu, doar dacă găsesc o societate comercială care, cu care se închei eu un contract, să vină de la Focșani, de la Brașov, în alt județ. Ceea ce mi-e greu să cred că aș reuși. Ar fi o firmă de la Bogoș, unde la fel își gestionează singuri comunale menajere și duc combustibilul către... transformă combustibilul către fără de ciment. Am avut o discuție cu omul respectiv, acum 2 ani zile, când am fost în aceeași situație. Noi și atunci am reușit-o, când e șansă scos-o la casă. Dar acum nu înțeles care sunt probleme și nu își permite să-și peală licențe și autorizații ca să ia ghelegeuri pentru, nu știu, 20 tone de rulete pe lună. Nu își permite nimeni. Cred că domnul Seto e conștient că l-am sunat luni, nu mi-a răspuns, l-am sunat marți, nu mi-a răspuns de 3 ori, ieri l-am sunat, nu mi-a răspuns, i-a trimis un mesaj și am văzut poziua dânsului. Răspuns la mesaj, am sunat azi, m-am ocupat. Cred că în concediu nici nu pot vorbi cu acelea. Că de ce de acolo ia dânsul, nu ia altcineva. Decât el și domnul Rașoveanu la vostru județean. Dar tot se tot.
Da. Eu nu vedeam nicio problemă decât ceea de a ne înțelege și mai ales că din celelalte patru zone teritoriale care sunt situația noastră de excepție, eu în comuna Hilgeu a fost singura care a și investit la Paris, am și depus semnale de adresă către ei în care solicităm delegarea serviciului, ceilalți nici nu vor, nici nu duc cu noi și sunt încăpățânați. Eu m-am înțeles în situația care sunt, mi se pare normal, mergem înainte, asta e, găsim soluții. Inițial au spus că da, și după aceea au tot pe o lege, pe alta. N-am spus, azi mi-au pus capac, nu am întâlnit materia, ce cu tine mă duc la ora 8. La ora 1 vin din Botoșani, vă dați seama că plecă la 4 de acasă. Sunt de amendă, pleacă la mine la Flănic. De amendă și tot așa. Apoi la Comănești. Problema de Domnule primar, și indiferent de volum, doar pe persoană, e așa sau nu? E pe persoană, indiferent de volum. Da. Deci pe o persoană poți să ai 5 tone de gunoi. Practic aici e, da. Păi da, dar, de exemplu, dacă ești 4, plătești 200 de mii de gunoi. Îți ai de persoană, de familie. Nu de familie. De persoană. Deci la nivel de județul, aproape 5 lei, atât de persoană. Așa se întâmplă de familie, care face parte. Asta vorbeam cu Nero acum. Să spunem că ne-a cerut 4.000 și eu spun ok într-o primă fază. Dar suntem tot într-o problemă, pentru că eu sunt convins că nu am de să scot 4.000 de oameni din comună plătitori. Dar nu sunt. Că nici nu sunt. De asta e vorba. Și dacă eu nu iau și nu încasez, nici nu poți să vii cu bani din partea consiliului. Că trebuie să faci 4.000 ori 12 luni. Da, dintr-o hotărâre. Da, și după aia să vezi dacă ea e activ toată perioada asta 4.000. Adică chiar poate e o perioadă când iar n-ați zice, ar fi 4.000 acasă. Dar asta nu înseamnă că sunt 4.000 în tot timpul anului. Și aici se duce problema destul de gravă. Sunt perioadele anului când ai numai 2.000 de oameni în sat sau poate mai puțin. Și pe perioada 6 luni, deja ești. Aia cu tona, cu lună, tot felul din... Deci, problema e că... Că nu... S-a cedat și pentru noi. Că nu este inovație principală. Că nu este inovație principală. Că nu este inovație principală. Hotărâri de Consiliul Local. Veneau seara la ora 7. Sau șase, pe fax, și atunci la zi băgam în cedință. Circular proiectul pentru toată comunii, că așa e normal, mergeți prin normalitate, ăsta e viitorul, un singur operator principal, peste tot și toată lumea a votat. Eu am fost membru, consiliul local trecut, mulți de aici au fost membri. Domnul primar, sunt familii care e o dată pe ala ca să nu am spus. Dar știu nu. Ce faci? I-au votat și pe comunii. Nu mai despre asta vorbim. Nu-i pare pe noi, dar sunt cumva de afară și doamnă. Deci eu aș face... Aș fi face muncat. Eu aș face o recensământ. Scot cu colegii mei din primărie o săptămână și numai pe fiecare în parte. Eu nu cred că am 3.500 acasă. Dar de 3.500 sunt convins că 1.000-1.500 sunt care chiar nu au posibil să-mi plătească. Dar nu dată lungești pe valea pe acolo, nu-mi e rușit să încerc bani pentru sunt cu noi. Hai să fiu serios. Ce să-mi faci cu noi? Dacă nu am trebuit organ acei la valea acolo, mi-e rușit să-mi faci. Dar nu ai cum să faci toată valea acolo, nu mi-e rușit să-mi faci. Ei nu spune că nu am ce mașină. Ei spune că obligația a Vaseului e să facă acele țarcuri închise cu pubele mari, iar tu... Dar de ce nu vine și prezentul de profetă? Am întrebat și asta, așa e contractul și spunea cineva, că așa e în toată Europa, adică... Cum adică? De primărie, cheltuielile operatorului cresc foarte mult la încasare. Și nici nu au pârghii și autoritatea necesară de a putea încasa
cineva un angajat al Romprescu, de exemplu, sau știu eu, Soma. Pe când un angajat al primăriei, cum avem noi casierii care pe lângă taxe și impozite și amenzi, încasează și apa și gunoiul, care de fapt sunt servicii comunitare și chiar de exemplu în Finlandia, ce spunea pe un bazin. Dar este la nivel, deja oamenii acolo au conturi, bani, carturi, iau banii direct din cont, nu mai au nimic că își plătească apa. Pe când am venit... Eu iau cash. Dar și serviciul la nivelul ăla. Da, și serviciul, așa este. Așa este. Eu fac un lucru. Da, o problemă curentă. Noi am mai semnalizat-o legat de rigoli turnate recent pe drumul de la Drăgugești. Ați văzut cele crăpate, băieții s-au apucat de reparat, dar într-o formă haotică și de bazocru. Dacă de ați văzut și dumneavoastră, nu? Eu am făcut niște poze să le trimit pe WhatsApp, să vedeți cum. Adică băieții fac o treabă. Sau... Deci pe fel ca și pe tot cursul, numai. Mai grav e, dacă le acceptăm așa, îi vom avea de suferit noi, și pentru că... Eu le-am solicitat, le-am făcut adesea scrisă că rigolile nu corespund și nu sunt rege. Corect, felicitări pentru treaba asta. Ei au garanții pe lucrare și de fapt, le fac câte vote, de nu... Deci vă spun, zice, așteptăm 15 oameni și ne cunoaștem. Nu semnezi recepție până când drumul respectiv. Doamnă primar, avem un exemplu viu. Pe râpul la Băltăreț, sunt rigolii făcute de acum, cred că 10 ani? Da. Da, nu este niciuna pe poate. Dacă puteți să le faceți. Ei acum, știți cum vă arată și pe poză, un colț așa, l-o scos pe ăla și toarnă înapoi, adică toarnă aceiași fracții. Deci ai scos, cum ai rupe o măsea, da, și pui un colț. Nu lucrești, dar tu trebuie să faci o rigolă completă. Cum? Deja e crăpată, deci prin momentul când ai turnat-o deja are fisura. Este un element nou, dar tot în forma fisurată. Deci ei trebuie să înlocuiască toată partea aia. Deci să vezi și... Eu o să vă trimit poza dumneavoastră și să vedeți. Pentru că ulterior o să avem de suferit gras. Le-am dat exact pe kilometri acolo unde trebuie modificat și schimbat rigolile. Dar nu sunt crăpate. Sunt porții unde asfaltul ne-a apărut fisuri și sunt convins că la luna de zile de la următoarea. Exact, o să vină să-l facem noi și nu mai... Mai mult, de exemplu, am văzut rigolă. E, are fisura continuă, da? Așa, pe toată lățimea, de 1,40 m. Ei au scos doar câte un colț, așa, de 30-40 cm, și dincolo de așa, mai sunt fisuri. Dar alea nu s-au uitat la ele. Au ignorat băieții. Urmează... E păcat, adică să-i dăm un preaviz acum, să nu s-apuce să cheltui degeaba, că trebuia să mă locui de totul. Adică, doar 10... Nu știu, astăzi, 10 lopezi de balast și e zadarne. Deci o problemă gravă, să știți, am luat oameni și am luat forții de muncă. Grav. Eu am pățit-o acasă la Miricu, dar firmele astea mari, dar nu mai au oameni. Nu greu este. Nu mai câștig. Gata, dacă mai sunt probleme... Deci vezi? Sunt toți în ordine. Nu mă consult. Acolo. 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 Acolo.